Nu știu dacă vă plac istorisirile sau poveștile, chestiile scurte, cât de scurte, că știu că suntem într-o lume în care iubim totul să fie cât mai rapid și mai frumos. Eu am scris o povestioară mică pe care am decis să o citesc, să vă împărtășesc vouă. Așa că hai să începem. O să o citez de pe telefon, că e mai interesant așa, nu? M-am hazardat în rachetă. Am spus că vreau să zbor cu ea printre planete, că știu. Că pot. Credeam că voi învăța condusul pe parcurs, că nu e mare lucru. 5-10 butoane? Ce sunt alea? Iș-uș, m-am grăbit să iau racheta în spațiu. Credeam că acolo mi-e locul, între stele, sus de tot. Intru fără să-mi dau seama că sunt singură, singurică. Masa plină de butoane, eu văd doar 2-3, sau cel puțin atâtea vreau să văd. Ei, mi-a luat zborul. Am revenit după 3 luni. Dar ce ai pățit, nițică? M-am pierdut în spațiu. Cum, nițică? Uite așa. Cum așa? Nu am știut să conduc racheta. Nu am știut încotro vreau să mă îndrept, de fapt. Nu am știut ce buton, care, unde. Nu am știut nimic. Și atunci de ce ai mers, nițică? Din orgoliul mândriei stupide. Și cum ai ajuns înapoi? M-a condus smerenia. De fapt, recunosc că am primit câteva lovituri de la comete, m-au zgâlțit de câteva ori și probabil am dat și cu capul de ceva și uite așa mi-a revenit. Revenit din? Din visare prea multă, mândrie prea mare. Aș putea spune că m-a adus racheta înapoi. Sau poate între timp am învățat și eu butoanele, iar planeta Pământ, slavă Domnului, e ca un magnet. Te cheamă înapoi. Măcar ai ajuns cu bine. Cu bine și alt om. M-ai smerit de data aceasta. Ce bine! Acum hai să învățăm ceva. Idee bună. Sper că v-a plăcut istorisirea mea. Dacă v-a plăcut, o să vă mai citesc. Că îmi place să scriu chestii astea așa scurte și mi se pare că sunt așa și cu un mic tâlc, să zic. Chiar aștept feedback-ul vostru în legătură cu chestii de genul ăsta. Că dacă vă plac, promit să mai citesc. Da. Să aveți o zi frumoasă și să nu stați prin alte planete, că planeta Pământ e perfectă. Da, vă pup!